veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Anca. Nădejdea, coiful mântuirii. Spune Biblia aici, în Efeseni capitolul 6, versetul 17, luați și coiful mântuirii. În mod normal, coiful asigură protecția capului, a minții și cred că nu mai trebuie explicația asupra faptului că mintea, capul, trebuie să fie protejat. Domnul Iisus spunea, printre altele, în Matei capitolul 10, fiți înțelepți ca șerpii, care nu poartă coif la ei, dar știu să-și ascundă, să-și păzească căpșorul. Spune același Pavel în Tesaloniceni 5:8, dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Cât privește nădejdea, tot de la Pavel ne amintim în acel capitol, 1 Corinteni 13, spune versetul 13, acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Nădejdea ocupă un loc important și fiind vorba despre nădejde, vreau să ne gândim atât la nădejdea imediată, care privește viața de aici, cât și la nădejdea îndepărtată și veșnică în ce privește împărăția lui Dumnezeu. De exemplu, în cartea prorocului Ieremia, capitolul 29, când evreii au dus în robie, spune versetul 11, căci eu știu gândurile care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Chiar în situații de criză, și generalizând în orice situație de pe pământ, omul trebuie să aibă nădejde pentru ziua de mâine, pentru viața care urmează. Omul nu poate trăi fără de nădejde. Un om fără nădejde este un om care doar din întâmplare sau din lipsă de ocazie nu-și pune capăt vieții. Dar nu avem numai o nădejde pentru viața aceasta. Biblia spune, dacă ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața de aici, suntem vai și amari. Spune Efeseni capitolul 4, versetul 4, despre o altă nădejde și ba, spune pe deasupra că și este singură. Altă nădejde veșnicii, pe altă formă, n-au oameni. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, nădejdea de a moșteni împărăția împreună cu Dumnezeu. Tot în privința aceasta mai citim și de Roman capitolul 8 și vreau să reținem așadar nădejdea că aici pe pământ suntem în grija Domnului și apoi nădejdea că vom fi răscumpărați pentru veșnicie. Roman 8 cu 20 la 24. Căci firea a fost supusă de deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copilului lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului suspinăm și noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede nu se mai poate nădejdui. Să dea Domnul să fie plin de nădejde. Să fie tot timpul capul nostru blindat cu acest coif, ca nu cumva la mintea noastră să strecoare vreo înfrângere, vreo decepție, vreo descurajare și să nu mai putem să stăm în picioare și să luptăm mai departe. Vreau să privim acum la această nădejde din mai multe puncte de vedere. Mai întâi, cum au ajuns oamenii să fie fără nădejde, care este de fapt istoria nădejdei? Biblia spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 12, că odată cu căderea omului în păcat și pe parcursul generațiilor, când oamenii au murit, spune Efeseni 2 cu 12, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Deci un om care n-are făgăduințe și care n-are Dumnezeu este un om fără nădejde. Chiar dacă are el nădejde în propriile puteri sau în niște resurse care sunt în jurul lui. Dar un om fără Dumnezeu, în cel mult își va prelungi nădejdea până la cimitir și acolo va rămâne efectiv și totalmente fără nădejde. Însă Dumnezeu, în bunăvoința Lui, s-a interesat de omenire și a venit sub o formă sau alta și hai să citim în cuvânt ceea ce spune Biblia în Psalmul 40, spre un om necăjit, am spune noi, 41, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a sprecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul morcirile, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta
s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ce nădejde mai avea omul acesta? Căzut în mlaștină și în mocir. Însă și-a pus nădejdea în Domnul și punându-și nădejdea în Domnul, a făcut pe Domnul să se întindă, să-l apuce, să-l ridice, nu doar pe marginea gropii, ci undeva să-l suie sus, pe o stâncă, și acolo să-l facă biruitor să cânte. Tot în psalm scrie psalmul 130, versetul 7, ca o făgăduință și pentru ceilalți din jur. Izraele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegirile lui. Întoarcem apoi la Cartea Proverbelor, capitolul 23, de la versetul 17, partea a doua. Și să aibă totdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată și nu ți se va tăia nădejdea. Nădejdea este ca o frânghie prin care noi oamenii scăpați jos în prăpastia păcatului, o apucăm și credem că la celălalt capăt este Dumnezeu și cu vremea ne va ridica sus. Acum nu ne lasă să stăm acolo în mocirile, ne ridică numai puțin, pe o stâncă. Dar într-o zi, prin această nădejde, ne va ridica sus la cer. Și dacă stăm încredințați în lucrul acesta, citesc acum din Cartea Evreilor, capitolul 6, putem să rămânem biruitori în luptă. Auzi ce frumos spune aici, Evrei 6 cu 18. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, Dumnezeu a venit să aici cu o făgăduință și cu un jurământ, acestea fiind cele două lucruri, să găsim o puternică îmbărbătare în noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte și pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Este ca o ancoră care pătrunde până sus, la tron de domnia lui Dumnezeu. Unde s-a dus Iisus, până acolo s-a dus nădejdea noastră, căci este scris Hristos în noi, nădejdea slavei. Să privim acum puțin la oamenii care n-au nădejde. Asta la gândul să le putem oferi. Spune Biblia în Ieremia 17 cu 9 că inima omului este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Uneori se întâmplă atâtea procese și fenomene și stări în inimile noastre, încât noi singuri ne pierdem nădejdea. Alteori, ne pierdem nădejdea în alții. Și de-aia Biblia spune, nici să nu te încrezi în om, să nu te bizui cu încrederea nici pe tine, nici pe alții. Și să spui nădejdea în Domnul, că atunci ești fericit și binecuvântat. Oamenii care nu au nădejde, sunt oamenii care se întristează. Spune Biblia, și noi citim acest cuvânt la înmormântări, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință, ca să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Oameni care ajung și în fața morții și ajung și în fața bolii, sau uitându-se ei la cer, spui, crezi că vei ajunge vreodată în cer? Crezi că vei fi vindecat? Crezi că vei învea? Nu are nicio nădejde. Și asta va produce întristare atunci când se apropie în fața nefericirii, a negativului, a nefastului. Și noi vorbim acum despre luptă. Oamenii care n-au nădejde, ăștia nu se mai luptă. Spune Biblia în cartea lui Daniel, capitolul 11, versetul 30. Am putea aminti chiar și despre un alergător la o competiție sportivă. Dacă el nu crede că va mai câștiga vreo medalie, nici nu crede că va mai putea ajunge la finalul maratonului, el abandonează și iese din teren. 11 cu 30. Și niște corobii din Chitim, spune despre o armată, vor înainta împotriva lui, iar el, desnădăjduit, se va întoarce înapoi. Va abandona bătălia. De aceea, nădejdea este foarte importantă în luptă. Când în mintea ta s-a strecurat ideea, n-are rost. De exemplu, în privința familiei, abandonez, divorțez, nu cred că mai iese nimic de aici. În privința copiilor, nu cred că se mai poate face ceva. În privința adunării, plec din adunare, nu m-am nicio nădejde că îți mai face ceva. Nu cred că Dumnezeu mă mai iartă, nu mai vin la adunare. Te întorci înapoi. Când ți s-a dus nădejdea, ai abandonat lupta. În primul rând te întristezi și apoi la al doilea lucru apare abandonul. Ce cauze ar provoca aceasta? Haideți să amintim în Proverbe 11 cu 7. Scrie aici, la moartea celui rău îi pierde nădejdea. Până omul mai are resurse, mai nădăjduiești. Când i s-au terminat resursele, se spune din punct de vedere alimentar. Mai are omul câteva provizii, e perioadă de foamete, nu mai are de unde se aproviziona. Mai trage nădejde că moare. Când s-au terminat resursele, se vede în fața morții. Ce a spus acea femeie văduvă în fața lui Ilie? Mâncăm ultima porție și murim. Nu mai avea nicio nădejde că n-avea în ce să-și mai sprijinească nădejdea. Nădejdea este ca o ancoră, am citit. Însă, nu numai la moarte poate să rămână om fără nădejde.
deschideți la Eclesiastul capitolul 2, că nu-i departe, 2 cu 20, e tot la Solomon acasă. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Și câte n-a avut Solomon? Și unii cred că dacă cineva e bogat, dacă e deștept și are multe și într-o funcție deosebită, ăla stă bine. Săracul Solomon, ne-a spus el cât o sta de bine. O să că l-a apucat o mare deznădejde. Poate avea argați care îngrijau aia caii aia mulți, care avea el aduși din Egipt, care erau liniștiți, fluierau mergând la cai. Și el, săracul, apucat de o mare deznădejde. Tot în Eclesiastul citim 9:4, căci cine este scutit? Oricine trăiește, tot mai trage nădejde. Căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Însă, speranța omului poate fi reaprinsă din nou. Sunt oameni, acum iarna, care se îmbolnăvesc de gripă, știu eu o situație, după cum e și tradiția la ortodoxi, prinde o lumânare, nu cumva să moară fără lumina aprinsă, și s-a îmbolnăvit unul dintre bătrâni și celălalt i-a aprins lumânarea. Dar s-a îmbolnăvit celălalt, nu se mai putea mișca din pat. Și a spus, s-a oprins-o și a pus-o între ei, s-a pus amândoi în pat la gândul că așteaptă să moară. Dar de la o vreme durerile au lăsat, s-au trezit și au stins-o și au apucat de treabă, că n-avea cine să le facă. Deci până omul încă nu-i mort, mai trage o nădejde. Doar când trece din viață, spune Iov 27:8, ce nădejde mai rămâne celui nelejuit, rețineți, când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul? Oamenii, de exemplu din România, n-au ei nădejde că se dreg lucrurile repede, oricine ar veni la conducere. Dacă ar veni Dumnezeu, s-ar drege. Dar nu s-o moară pentru asta, trăiesc până una altă, așa, hârmâr, o fi cumva. Dar când mor oamenii, omul nelejuit când moare, nu mai are nicio nădejde. Nu are în ce să mai sprijinească. Atunci vine întristarea și se rupe orice frânghie de ajutor. Singurii care rămân cu nădejde atunci sunt cei care cred în Dumnezeu. Dar noi avem nevoie până în momentul morții să luptăm plin de nădejde. Haideți să ne uităm acum împreună la omul, știți cum spune Biblia, plin de nădejde. Toți oamenii au nevoie de nădejde. Eu vreau să amintesc doar câteva categorii. Coloseni 3:21. Începând cu copilașii ăștia mici. Le spune Biblia ceva părinților. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie ca să nu-și piardă nădejdea. Într-un oraș din țară este o cruce mare de vreo câțiva metri și am întrebat ce-i cu asta. Și o familie de patroni a avut un singur copil și a luat o notă slabă, nu chiar atât de slabă, 7. Și s-a temut să se ducă acasă, s-a temut că nu-l primesc părinții cu nota asta și s-a spânzurat. Și părinții, în memoria lui, au ridicat acel obiect. Și copiii au nevoie de nădejde. Că va ieși ceva din ei, că va fi ceva cu ei. Și părinții trebuie să fie atenți să nu distrugă nădejdea copiilor. Apoi, în dreptul părinților, spune Proverbe 19:18. Pedepsește-ți fiul, că uneori mai trebuie. Căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Părintele își disciplinează copilul, trage nădejde chiar să fie din el. Dacă există vreun părinte care nu mai trage nădejde, există riscul, nu neapărat să-l omoară, dar să spună să se împace cu ideea asta că copilul moare. Dar câte vreme trage nădejde, mai încearcă cu pedepse, cu învățătură, cu ceea ce se poate. Că încă trage nădejde. Apoi, pentru bătrâni, să-i luăm pe toți la rând. 1 Timotei 5:5. Este cineva rămas singur, fără copii? Și ea cu adevărat vădvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu. Și stăruiește zi și noapte în cerere și rugăciune. De mic copil până la adânci bătrânețe când rămâne singur, omul trebuie să trăiască cu nădejde. Mai putem aminti un caz, 1 Petru 3:5, femeile care au bărbați nepocăiți. Le spune apostolul, astfel se împodobeau din oră sfintele femei care nădejduiau în Dumnezeu. Trăgeau nădejde de Dumnezeu că bărbaților vor putea fi câștigați fără cuvânt. Să le dea Domnul această nădejde și să le-o și împlinească. Dar pe ce se bize nădejdea noastră? Că dacă spun cuiva nu mă auzi, nădăjduiește, da? În ce să nădăjduiesc? Nădăjduiește că-ți va fi bine, dar pe ce bază? Spune bolnav, fii pe pace că-ți trece. Dar trebuie să-i oferi o bază, e gripă, trece, te operează și reușește, este un tratament ca să se rezolve problema, te vindecă Domnul, pe ce bază să-i oferi lui o nădejde? Baza nădejdii noastre este cuvântul lui Dumnezeu. Hai să citim lucrul acesta. Roman, capitolul 15, versetul 5. Dumnezeu răbdării, versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem
Nădejde. Dau Scripturile, apoi versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Cuvântul și Duhul ne oferă nădejde. Mai citim un cuvânt care e foarte frumos în Psalmul 119, spunea omului Dumnezeu în Vechiul Testament. 119 cu versetele 49 și 50. Adu-ți aminte de făgăduința dată robului tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Noi avem acum în Noul Testament o scriptură imensă. Sunt versete în care am putea nădăjdui, care poate nici nu le știm, când le citim câteodată doare. Și acesta a fost în Biblie. Și acolo este un loc de speranță. Dar în Vechiul Testament, cum este Avram și alții, până n-a fost compusă toată Biblia asta, aveau numai câte o făgăduință a Domnului, a făgăduit Dumnezeu ceva. Și și-a pus nădejde în făgăduința aia. Noi avem mii de făgăduințe în Scriptură. Dacă ei legați cu o frânghie două, cu o oață două, nu s-au rupt. Dar pe noi legați de jur împrejur cu papioti întregi. Cu noi se va întâmpla ceva, nu se va întâmpla nimic, numai noi să nu tăiem frânghia și să ne desprindem din nădejdea aceasta binecuvântată. E adevărat, în cuvântul lui Dumnezeu, în făgăduințele sale, prin cuvânt sau prin Duhul, ne punem nădejdea. Dar mai joacă ceva un rol în nădejdea aceasta. E adevărat, ulterior, secund, neprihănirea noastră, spune Biblia, Proverbe 14 cu 32. Și înțelegem de ce. Ce rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit, chiar și la moarte, trage nădejde. Ezechia a fost pe moarte. A tras nădejde, Doamne, adu-ți aminte de viața mea. Și a tras nădejde că se va face bine. Dar ce rău mai trage nădejde? La școală, un copil, în ultima instanță, ajunge într-o criză la sfârșitul semestrului. Dacă s-a comportat binișor și a învățat, sau dacă cel puțin măcar a fost cu minte, mare ceva în ce se tragă nădejde. Dacă de învățat n-a învățat, rău a fost indisciplinat, în ce se mai nădăjduiască? În alte surse și mijloace eventual, dar nu în ceva natural și normal. Apoi spune Iov 4:6, un caz concret, nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? Nădejdea lui Dumnezeu prin cuvânt e bună la început și pe tot parcursul, dar pe parcursul vieții apoi contează și neprihănirea noastră. Dacă am fost cu minți, tragem nădejde că ne scapă Domnul și ne mântuie. Dar care nu au fost pocăit toată viața, măcar că scrie în cuvânt că Dumnezeu mântuiește, el trage nădejde. Pune, măi, scrie, dar eu știu ce am făcut și se cam îndoiește în asta. Apoi, în ce privește lupta, spune Roman 5:4, ce ne mai poate face să tragem nădejde, biruințele care le-am avut până acum. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Mergem uneori pe câte o familie, frații cer să ne rugăm pentru ei, sunt bolnavi, frate sau soră, crezi că Domnul te vindecă și nu mai auzim. Dar cred că m-a mai vindecat Domnul. E normal. Când ai mai avut o victorie, e mai ușor să nădăjdești în următoarea victorie. Dacă n-aveți experiențe dumneavoastră, bazați-vă pe sfinților din Biblie. Și o biruință să ne aducă să ne provoace nădejde. Dacă v-aș întreba, aveți nădejde? Păi avem, fraților. Că nu suntem întristați, nu, asta nu zâmbim forțat, dar avem nădejde în Dumnezeu. Dar nădejdea aceasta se dovedește și eu citesc două forme în care ea se dovedește. În primul rând, 1 Petru 3:15. Nădejdea aceasta trebuiește mărturisită. Și sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, doar cu blândețe și teamă. Nu ne apucăm acum să strigăm. Robul Domnului nu strigă pe ulițe. Noi nădăjduim în rai, nădăjduim că Dumnezeu ne scapă, nu. Dar dacă ne se cere socoteala de nădejdea care este în noi, sau dacă este cazul să o spunem, atunci o spunem. Noi avem încrederea neclintită, nădejdea că Dumnezeu pe noi ne ocrotește și ne mântuiește. Apoi spune Evrei 10:23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Dacă îți făgăduiește un om ceva, să știi că îți trimi niște bani, să știi că vin să te ajut la vară când o să ai de lucru și vezi că ai început să sameni și deja au trecut o săptămână, două și treceri sezonul, mai tragi nădejde că vine. Am tras nădejde că vine,
Rudenia mea să mă ajute, dar văd că nu mai vine, că oamenii nu sunt credincioși uneori sau nu pot. Dar cel ce ne-a făcut nouă făgăduințe credincios, atunci de ce să nu mărturisim nădejdea aceasta? Să ținem fără șoveni la mărturisirea nădejdii noastre. E mare lucru să mărturisești nădejdea asta. Și a doua dovadă, o dau o formă de manifestare a nădejdii, 1 Ioan 3:3. Asta a fost în plan verbal, asta e în planul trăirii. Oricine are nădejdea aceasta în el, că vede raiul, se curățește, după cum el însuși este curat. Dacă ai nădejdea, spune-o, dar dacă o ai, atunci curățește-te. Și citim un cuvânt, Psalmul 119, tot pe linia aceasta, să avem două dovezi din Biblie, 119 cu 166. O să-i frumos una. Eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne, și împlinesc poruncile tale. N-avea nădejde în mântuire din împlinește poruncile. Avea nădejde cu pocăință. Nu nădăjduiesc și tu mă-i mântui. A face Dumnezeu ceva. Nădăjduiesc și le împlinesc. Să ne ajute Domnul. Să privim acum la puterea nădejdii în luptă. Și nu sunt puține luptele. În primul rând, nădejdea îți dă putere să reziști. Citim în Romani 8:25. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Dacă ai nădejde, poți să aștepți cu răbdare. Că unii oameni așteaptă, poate ați văzut așa, că dintr-o stație de autobuz sau unii ori și la biserică, când așteaptă unul câte un musafir. Una e să aștepți și să poți cânta liniștit și să te rogi, și altul așteaptă, dar tot cu ochii pe ușă și nu are stare, nu poate nici cânta nici să se rogi. Ăștia așteaptă, dar fără răbdare. Sau ăla așteaptă în stație de autobuz, o să tot plimbă și nu-i sigur că vine, se tot uită și la ceas și după curbă. Dar care așteaptă cu răbdare, ăla stă liniștit. Nădejdea îți dă putere să aștepți cu răbdare. Apoi un alt verset, tot Romani 12:12. Bucurați-vă în nădejde. Nădejdea te poate face să ai această stare. Apoi, 2 Corinteni 4:8. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți. Rețineți, vin stări conflictuale, plan spiritual, boală, câte și câte nu sunt în lumea aceasta, sărăcie și toate la rând. În grea cumpănă, încolțiți, dar desnădejdea n-are voie să instaleze. Spui, frate, abia mai pot, dar n-are voie desnădejdea să fie prezentă în inima noastră. În al doilea rând, pe lângă această putere de a rezista, de a răbda, nădejdea ne oferă și motivația de a îmbărbăta pe alții, că unii și-au pierdut-o. Și atunci este nevoie noi care o mai avem, din nou să le inspirăm această nădejde. 1 Tesaloniceni 5:14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei desnădăjduinți. Este rugăciunea lui Pavel neapărat să o facem, pe cine desnădăjduiți să-i îmbărbătăm. Dar, spunea Domnul Iisus, poate un orb să călăuzească pe alt orb? Eu dacă n-am nădejde, pot să-i spun la ăsta să aibă el nădejde? Păi dacă eu nu-s legat de nimic, spun, ține-te de mine. După ce, să ne ducem amândoi la vale? Cum să-l prind dacă eu nu s-a agățat de nimic, dacă eu nu sunt prins? Cine are nădejde, poate să îmbărbăteze pe alții. Și trebuie, este rugămintea lui Pavel și dorința Domnului să facem lucrul acesta. Da? Se întâmplă uneori că suntem singuri. Asta poți să fii singur acasă sau singur la servici, între oameni nepocăiți sau singur la școală. Și atunci este un cuvânt frumos în Psalmul 27. Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Nu-i nimeni lângă tine să te întărească. Unul e atât de bine, cineva să spună numai două vorbe. Fii tare. Dar dacă nu-i nimeni, spune Pavel în 2 Timotei 4 și toți m-au părăsit. Dar cine să-l îmbărbăteze pe Pavel? Că și Domnul Iisus înainte de Golgota a avut nevoie să-l îmbărbăteze cineva. Și un înger din cer, și Moise și Ilie au stat de vorbă. Dacă nu-i nimeni, și zice el acolo, dar Domnul a stat lângă mine. Nădăjduiește în Domnul, îngerul Domnului undeva lângă tine, chiar dacă nu se vede. Dumnezeu e tot la locul lui. Fă singur curaj, fii tare, îmbărbătează-ți inima. Eu mi-am pus nădejdea-n Domnul, lui am dat inima mea, lui am dat a mea viață, Domnul are grija mea. Inima-mi vibrează de iubirea lui. Când mă cercetează,
zi de zi, el mă atrage cu magnetul dragostei. Poți să te provoși pe tine, mintea să spună inimii tale: auzi, nu te teme. Nu mă tem. Știți, a fost un moment de criză în viața lui David, când nimeni nu l-a mai îmbărbătat și din potrivă vreau să-l ucidă cu pietre. Atunci s-a îmbărbătat singur în numele Domnului. Să ne ajute Domnul la aceasta. Și atunci îi vor ridica pe alții care sunt căzuți lângă noi, spunem, înainte, că avem biruință în numele Domnului, bătălia continuă. Iar dacă suntem siguri, ni se pare uneori, nu mă mai pot ridica. Sunt un oameni căzut jos și ridică-te. Și nu mai pot, mă doare, ridică-te pe pat. Nu mai pot. Ia silește-te. Și uneori singur trebuie să-ți faci curat dacă ai căzut singur pe drum. Ia să încerci să vezi. Nu mai poți scula. Și o să vezi că poți, că Domnul sprijinește pe cei ce cad. Ia apucă de mână și ridică în picioare. Este frumos acest coif pe cap. Vedeți, oamenii au nevoie, au dorință să-și îngrijească puțin părul sau să-și amenajeze echipamentul. Dacă ne ține cald la cap, ne ține minte, la minte. Spune Biblia în Roman 5:2. Am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Am amintit și Roman 2:12. Cuif acesta produce bucurie. Sunt unii copii sensibili care dacă le dai o căciuliță din aia care îi strânge tare de cap, va să mai fie și așa puțin de lână să se jeneze, dar nu-mi place. Dacă îl mai alegi tare așa, știu eu, prin multe păr să nu-l bată vântul, se va simți atât de anevoios. Da, cuiful acesta ți-aduce așa o libertate minții tale. Te face să te bucuri. Ne bucurăm în starea aceasta de har, în nădejdea aceasta lui Dumnezeu. Apoi spune Tit în 2:13, tot despre nădejde, bucuria în nădejde, 2:13, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei mare nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Face mare lucru să fii tare la cap, nu la cerbice, să fii rezistent la minte, să nu te dai bătut. Și acest coif ne oferă protecție. Spuneam noi de scutul acela care oprește și stinge săgețile, dar mintea, punctul acesta culminant din om, are nevoie de o protecție specială numai pentru minte. Și urmăriți dumneavoastră când se produce o perturbare a minții și acolo lucrurile se strică, omul este distrus. Poți să fii omul puternic, poți să aibă în jurul lui toate. Dacă la minte e dereglat ceva, totul e dus. Dacă aici la minte coiful lui intact și nădejdea s-a spulberat, nu mai este omul bun de luptă. Poți să fie Golia. Au fost bătălii în Vechiul Testament când au fugit soldații singuri. Unde i-a lovit? Aici, la coif i-a lovit. A intrat groaza în ei și li s-a părut lor că aud nu știu ce, au început să le bâzăie pe la urechi, că coiful ăsta ține și peste urechi, dacă nu știu. Au început să zice, au montat nu știu ce armate străine împotriva noastră și eu au zis că vin. Dacă nu au avut pe cap să nu-i audă și s-au luat la fugă singuri. Că așa au crezut ei, mintea lor, că vine alți peste ei. Însă coiful acesta ne oferă protecție la minte, ca să rămâi integru, intact, în deplină conștiință de puterea lui Dumnezeu, de făgăduințele sale și de lucrarea sa. Să privim acum la câteva exemple, negative și apoi pozitive. Mai întâi, Exod, capitolul 2, evrei în robia egipteană. Trecuseră sute de ani de robie, grea robie. Și spune capitolul 2, versetul 23, după multă vreme împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte desnădăjduite. Nu știu cum au fost acele. Adică nu mai aveau nădejde că cineva mai scapă din robie. Ca oamenii care sunt condamnați pe viață la pușcărie, fără nădejde. Numai unul care are un termen se gândește că poate rezistă sau se schimbă ceva, se întâmplă ceva. Ăștia nu mai aveau nădejde că mai ies de acolo. Credeți-mi ce spune mai departe, capitolul 4, versetul 31. Poporul a crezut
Le-a venit și le-a dus făgăduința Domnului. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copilul Israel și le văzuse suferința și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Apoi întoarcem încă o pagină, capitolul 6, versetul 9. Astfel a vorbit Moise copilul lui Israel. A încercat Moise să le predice, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să asculte pe Moise. Dacă n-ai nădejde, ar fi putut să fugă, pentru că Dumnezeu vrea să-i elibereze, dar ei n-aveau nădejde. Și a fost nevoie Dumnezeu să-i întărească. Și numai un verset mai citim, 15 cu 1, au zis, Domnul i-a scos și pe noi ne scoate. Atunci Moise și copilul Israel au cântat Domnului cântarea aceasta și au zis, voi cânta Domnului că și-a arătat slava înăpustită în mare pe cal și pe călăreți. Domnul și tăria mea și temeiul cântelor mele de laudă, El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu, pe El voi lauda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El voi preamări. Se felicită a spus atunci la evrei, dar cum e că a zis că nu mai aveți nădejde? Vezi că a scăpat, acum puteți cânta? Nu vă pierdeți melodia? Nu, acum suntem biruitori. Dar noi de ce să fim fără nădejde? Nu ne-a promis și nouă Dumnezeu că ne scapă? Fiți cu nădejde, fii tare, îmbărbătează-te, nădăjduiește în Domnul, spune Scriptura. Un alt exemplu, Exod capitolul 15, rămânem așa la versetul 5. Ăștia n-au avut nădejde, ăștia nu le-a dat nimeni, că Dumnezeul lor nu putea să le ofere. Spune Biblia despre cananiți, versetul 15. Se înspăimântă căpetenile Domnului și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Cananului leșină de la inimă. Și i-a bătut, noi știm lucrul acesta din istoria de mai târziu, i-a bătut Iosua fără probleme. S-a dus Caleb, spune Iosua 14, împotriva acelor uriași. Au început să leșine de la inimă. Numai așa pierdut nădejde. Și au fost înfrânți repede. Evrei, ei ieșiseră dintr-o stare de desnădejde și cunoscuseră acum nădejdea în Dumnezeu. În schimb, i-a apucat deznădejdea pe ceilalți și au leșinat de la inimă, s-a transmis boala în ăilalți, din Canaan. S-a dus boala înainte, deznădejdea din Egipt înaintea lor în Canaan și ei au fost biruitori. Trebuie să-i apuci în final deznădejdea pe demoni și așa numai o nădejde de rai. Însă noi trebuie să avem că Domnul face pentru noi lucrări minunate și ne mântuiește. Există situația unor nădejdi înșelătoare și am vrea să o precizăm, spune Ieremia, capitolul 7, pentru că din nefericire unii vor trage nădejde că intră rai și vor constata contrarul numai la poarta raiului, am spune noi. Ieremia 7, cu 4. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Versetul 8. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Am spus noi că nădejdea se bazează pe cuvânt și pe trăire. Dacă avem nădejde numai în cuvânt și nu-i trăire, le spune aici, dacă voi furați, ucideți, jurați strâmb și veniți aici, spune Domnul ne scapă, știți că nu vă scapă. De aceea am dat exemplul acesta. Nădăjduim în Domnul și în mântuirea Lui, dar ne silim să fim curați, să împlinim poruncile, că altfel pățim ce au pățit evreii și rămânem cu nădejdea în mână și o să se rupă ca funile de ața lui Samson și numai în rai n-ajunge. Citim și un exemplu din Noul Testament, 1 Timotei 6 17. O altă nădejde înșelătoare poate să fie în lucrurile vremelnice de aici. Îndeamnă pe bogații veacurile acestuia să nu se îngânde și să nu-și pună nădejde niște bogății nestatornice. Pe pământ nimic nu-i sigur. Dă un cutremur, se schimbă regimul, dă o boală, se întâmplă o altă catastrofă, vin hoți. Nimic nu-i sigur pe pământ. Pe pământ nu-i niciun punct fix în care să te poți sprijini. Mărează-mi pe bogăția mea, pe serviciul meu. Ți-l poți pierde. N-ai în cine să te încrezi decât în Dumnezeu. Biblia, nici în noi, nici în alții, nici în vreo altă valoare sau lucrare pământească nu ne provoacă să ne încredem, nu? Decât în Dumnezeu. Să privim acum la exemple pozitive. Mai întâi, Avram, Roman, capitolul 4, spune versetul 18. Culmea nădejdii, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Cum o fi asta? Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Adică orice, împotriva oricărei situații reale, împotriva oricărei situații logice. Împotriva oricărei nădejdi. Dar pe ce se bizea nădejdea lui? Pe Dumnezeu care i-a făgăduit și i-a și jurat. A crezut și a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință și nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credință, a dat slavă lui Dumnezeu de plin încredințat că ce făgăduiește poate să și împlinească. Rețineți ce frumos. Și nu și-a pus problemă că el nu corespunde, că e epuizat, că seara, Sara de lângă el este cam în aceeași postură. Nu e o problemă. Pe mine n-am ce să mă razăm, nevastă mea și ea e pe acolo, dar Dumnezeu e același. Și ne încredem în el și problema se rezolvă. S-a rezolvat. Și când Avram credea că nu mai poate să aibă niciun copil, a ajuns să-și vadă urmași. Apoi, 11 evrei cu versetul 19, a avut un copil și din noi a fost testată nădejde, că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind pe Isaac, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Pentru că spune versetul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite,
o puternică încredințare despre lucruri care nu se văd. Există o legătură puternică între credință și nădejde. Uneori ele se confundă, se suprapun, dar de fapt se completează. Un alt exemplu, Iov. Deschideți la Iov, capitolul 6. Foarte mai degrabă se aseamănă situația noastră cu a lui Iov, că cu probleme de bătrânețe și cu copii, cu urmași, nu prea își bat oamenii capul prea mult, se găsește vreo formă de înfiere, dar necazuri ca la Iov mai vin mai repede. Spune Iov 6, cu versetul 11. La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mă aștept când sfârșitul se știe? Apoi, versetul 26. Vreți să mă mustrați pentru tot ce am zis și să nu vedeți decât vânt în cuvintele unui om desnădăjduit? Iov, pentru viața de aici de pe pământ, nu mai avea nicio nădejde. Dar era logic să fie așa. I s-a dus tot ce a avut. Au rămas câțiva slujitori să-l spere mai tare. Inclusiv soția. Inclusiv prietenii și rudenile care n-au murit cu ocazia celor stări. Toți l-au disprețuit și a ajuns la limit. Au spus, în ce să mă îndrăzduiesc? N-am primit nicio știre de sus, Dumnezeu a păstrat tăcerea, în loc să-i dea noaptea visurilor să-l înspăimântă. Pământește n-am avut nicio nădejde. Și sunt situații când pe pământ ajungem în fața morții, că doar nu trăim cât Metusala, nici nu avem siguranța că stăm până vine Domnul. S-ar putea să ajungem în situații pe front, să vezi moartea în față. S-ar putea să ajungem în situații de foamete, să vezi moartea în față sau un accident. Și știi că nu mai ai ce îndrăzni, vezi cum se scurge sângele din tine, vezi cum se duce viața, dar Iov vorbește pentru viața de aici și nu mai avea nicio nădejde. Și la ce se mai adunjesc, că sfârșitul se știe. Concluzia e trasă. Dar rețineți acum ce citesc eu din cartea lui Iov, capitolul 17, versetul 1. Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă așteaptă mormântul. Facem pagina de versetul 11. Zice el, ca un om care s-a dus totul. Ce mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile. Planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea, ca orice om. Și-a făcut planuri pentru viață, pentru copii, pentru familie. S-au dus și ei spun că noaptea este zi și că se apropie lumina când întunericul a și venit. Când locuința morților o aștept ca locuință. Rețineți, nădejdea așteaptă cu răbdare. Când în întuneric îmi voi învăța culcușul, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea. De parcă se ducea la o companie agreabilă. Unde mai este atunci nădejdea mea? Cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pocori cu mâine la porțile locuinței morților, când vom merge împreună să ne odihnim în țărână. Asta e nădejdea sfinților. Este o nădejde pentru lucrurile de aici. Dar când ajungi acolo, n-am ajuns, că de ajungeam nu mai puteam predica în seara asta, dar dea Domnul să o păstrăm ca la capăt de drum. Când nu mor oamenii în situații din astea de criză, mor cu familia lăsată în pace, liniștiți. Și poate n-au nădejde. Omul acesta, fără nicio nădejde. Și discută ca și cum ar merge undeva într-un parc. Zic, viermilor, voi sunteți mama mea, gropi, tu ești tatăl meu și acum vin să mă odihnesc între voi. Așa te face nădejde. Să te pui liniștit în groapă. Este ceva puternic nădejde aceasta. Oamenii scot funile când lasă sicriul, dar funea asta nădejde rămâne acolo. Și cine o vede pe asta, n-aruncă cu bani și cu bulgări. Omul acesta, eventual, lăcrimează în tăcere, dar în inima lui este plin de credință. Rămâne doar motivația când ne despărțim, dar puternică motivația revederii. Așa mor oamenii lui Dumnezeu. Nu știu dacă aici sau în altă împrejurare spuneam că a fost la înmormântarea unui om de 86 de ani, un om sfânt pe care l-am cunoscut de mai mulți ani. Spunea, parcă aștept să văd cum este când trec, când mă duc. Sunt oameni, ce Biblia nu spune prostii. Oamenii mi-au declarat din jurul lui, care au asistat la ultimele momentele vieții, care nădejde l-a putut să pășească, să facă să pășească liniștit înainte. Să ne ajute și pe noi Domnul la aceasta. Și Noul Testament, mai citim despre Pavel și cu aceasta încheiem. Spune Fapte, capitolul 24, versetul 15 și 16. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care i-au și înșiși, că va fi o învierea celor drepți și a celor nedrepți. De aceea, rețineți cum Pavel s-a încadrat. Mă și silesc să am totdeauna un cuget curat. Am nădejde, dar mă silesc să fiu curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Apoi, 28 cu 20, tot Faptele Apostolilor. De aceea v-am chemat să vă văd, spun el când era în închisoare la Roma, și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel, port eu acest lanț. Nădejdea te poate face să poți purta lanțuri. Citim apoi, tot aici, 27, întoarcem puțin în urmă, versetul 20 mai întâi. Soarele și stelele nu s-au văzut de mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare, omenește vorbind. Și acum versetul 25, după ce Dumnezeu i-a spus, Pavele, scăpați, de aceea oamenilor liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus.
El s-a împăcat cu ideea că se duce. Același lucru îl spune el în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 8. Și ne-a lovit necaz în Asia, așa că nici nu mai trăjeam nădejde de viață. Faceți, vă rog, distinția între nădejdea vieții de acum și nădejdea vieții viitoare. El nu spune, nici nu aveam nădejde de mântuire când am văzut cum ne lasă Dumnezeu. Și nu, nu mai trăjeam nădejde ca și mai vom mai fi pe pământ. Ca și cu corabia. Nu mai aveam niciun punct de ce să sprijinească. Dar nădejdea de mântuire a rămas în vigoare, spune versetul 10. Citim chiar și nouă. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Pentru că nu ne punem încrederea nu în noi și nici în Dumnezeu care înviază morți. El ne izbăvi și ne izbăvește astfel dintr-o altfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. După ce au văzut această biruință, au avut nădejde pentru viitor. Citim apoi Filipeni 2 cu 19, tot în privința lui Pavel. Nădăjduiesc în Domnul Iisus și în lucrarea, avea nevoie de această nădejde, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Filimon 1 cu 22 scrie el în timp ce era în temniță. Totodată pregătește-mi un loc de găzduire că își trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Vreau să ne oprim aici și să amintim în încheiere că Dumnezeu este un punct puternic de sprijin pentru nădejdea noastră. Acel verset care l-am citit din Romani, nădejdea care o dau Scripturile, ba este numit Dumnezeu, Dumnezeul nădejde, ba spune Biblia în Osea 12 cu 6, nădăjduiește totdeauna în Dumnezeu. Duhul Sfânt ne oferă nădejde. Apoi spune 1 Corinteni 13 cu 6 despre dragoste, versetul 13 cu 7, dragostea nădăjduiește totul. Fără nădejde nu vom fi niște buni luptători ai lui Dumnezeu. Ai nevoie de nădejde la toate domeniile pe care eu acum nu le mai enumăr. Spunând doar că ea trebuie să fie în plan pământesc, că Dumnezeu ne va mântui pe noi, pe cei din jur, că ne va purta de grijă. Și când acestea se epuizează și ajungem pe marginea gropii, nu mai aruncăm capătul nădejdei, de fapt el este aruncat, dar ne aruncăm noi după el mai exact și nădăjduim în învierea morților, rămânând această pauză a intermitenței odihnei noastre. Așa spune Pavel în Coloseni 1 cu 27, căruia Dumnezeu voi să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea. Hristos este în cuvânt și nădejde de slavă. Dacă este în noi și trăim și ne curățim, nădejdea este totală. 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. De aceea la moarte creștinii încă au nădejde, că nădejdea nu moare. Nădejdea noastră este una vie. Nădejde vie. Și la o moștenire stricăcioasă și neîntinată păstrată în ceruri. Spune versetul 6, în ea voi vă bucurați. Trebuie să ne bucurăm în această nădejde. Psalmul 33, versetul 18. Iată ochiul Domnului, privește peste cei ce se tem de El. Peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Mai adăugăm un verset. Să vedeți cum se uită Domnul la ăștia care li se vede așa cum te uiți din cer, ca au pe cap coiful mântuirii, știi? Spune Biblia, Psalmul 147, versetul 11. Eu am spus două versete în ideea, în sensul de două idei. Ele, de fapt, au fost mai multe. 47 cu 11. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Se uită din cer, ia să văd care are coif pe cap. Ăsta mi-e drag. Știți că duhurile sunt în văzduh și dacă nu avem protecție pe cap, e problemă. Ne dau cu bombe în cap. Dar dacă suntem în felul acesta acoperiți, mintea noastră va sta liniștită. Vom nădăjdui în Domnul și ne vom război și, cum spune în Apocalipsa 12, vom birui. De aceea, Israele, pune-ți nădejdea în Domnul și noi să-i îmbărbătăm pe ceilalți și să fie toți în privința aceasta cu capetele acoperite în ziua luptei și să avem biruință în numele Domnului. Amin.